Peste 1500 de eșeni au participat la slujba Sfintei Liturghii și a Ghezmei Mare oficiate de înalt preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, înconjurat de un sobor de 16 preoți și diaconi în Catedrala Mitropolitană din Iași. Câteva zeci de credincioși au stat în frig încă de dimineață la rând pentru ca la finalul slujbei de bobotează să ia Ghezma Mare. La finalul Sfintei Liturghii, soborul de preoți și diaconi în frunte cu înalt preasfințitul Teofan a ieșit în procesiune în fața catedralei, unde pe un loc special amenajat s-a oficiat slujba Sfințirii Apei Celei Mari. O cruce de gheață împodobită cu flori și 24 de butoaie pline cu apă au străjit soborul de preoți și diaconi care au asistat la slujba din ziua bobotezei. Înalt preasfințitul Teofan a vorbit în cuvântul său adresat credincioșilor despre semnificația apei sfințite de bobotează. Permiteți-mi, iubiți credincioși, să apreciez cuvântul de mulțumire, în primul rând, Marelui Dumnezeu, că ne-a credincit și anul acesta să petrecem Sfintele Sărbători. Mărire se cuvine Dumnezeului Celui Preanalt pentru această prea frumoasă perioadă pe care am trăit-o aceste două săptămâni aproximativ. Moldova a fost încărcată de frumusețe prin căderea săpezii, ca și acum, semn că Dumnezeu ne iubește, că Sfânta Parascheva și Sfântul Gheorghe, ocrotitorii Moldovei, stau de veche în fața tronului Preasfintei Treimi pentru noi toți. Suntem în zi de botez. Săvârșim acum slujba Sfințirii Apei Celei Mari. Toți cei care ați venit aici, ați venit pentru a vă împărtăși, pentru a prelua în apa sfințită pe care o veți duce acasă. O veți așeza într-un loc binecuvântat, dacă se poate, în spatele unei icoane și o veți folosi după îndrumarea preotului atunci când veți avea nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu. Și când nu avem oare nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu? Ce ar fi viața noastră dacă mâna ocrotitoare celui Preanalt, într-o formă nevăzută, dar sfințită pentru cei care au credință în Dumnezeu, ne-ar fi asupra noastră? Când a avut loc botezul Domnului Hristos, Sfântul Ioan a văzut pe Hristos, alții au văzut un singur om obișnuit. Sfântul Ioan a văzut porumbelul coborându-se peste creștetul stăpânului și el a văzut prin porumbel prezența Sfântului Duh. Alții nu au văzut decât un simplu porumbel. Sfântul Ioan a înțeles glasul Dumnezeului Celui Ceresc, care a mărturisit despre dumnezeirea Fiului Său. Mulți din cei care erau de față n-au auzit decât un glas de dume. Așa este și cu apa sfințită pe care Dumnezeu o binecuvintează astăzi. Pentru mulți, pentru sceptici, pentru necredincioși, o simplă apă pe care va cu ei bine, dacă nu ei, nu pierzi mare lucru. Pentru noi, cei care credem în Dumnezeu cel Treime lăudat, universul întreg, creația lui Dumnezeu, se sfințește prin prelungirea tainei botezului Domnului Hristos până în ziua de astăzi. De aceea, cei care așteptați mintea de dimineață, aveți această credință că Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt, sfințește apa aceasta și prin rugăciunea dumneavoastră, prin rugăciunea preoților, printr-o viață cât mai curată, apa aceasta devine izvor de binecuvântare pentru viața, pentru trupul
pentru sufletul, pentru familia, pentru ovoarele, pentru biroul, pentru catedra, pentru pruncii, pentru prietenii, pentru dușmanii, pentru creștini, pentru necreștini, pentru că mila lui Dumnezeu, precum soarele pe cer, se revarsă asupra celor credincioși și mai puțin credincioși. Astăzi, de fapt, mâine, cu sărbătoarea Sfântului Ioan, se încheie acest ciclu de nestemate sărbători, de sfârșit și de început de an. Să rugăm pe Dumnezeu să ne dea putere să prelungim, începând cu ziua de mâine, toată taina și splendoarea și adâncimea sărbătorilor pe care le-am trăit în această perioadă. Să pătrundem din nou în viața obișnuită, în ritmul ei obișnuit, însă, dacă se poate, mai bogat în sufletul nostru, adică înțelegând în mod real, pe din lăuntru, în adâncime, adică duhovnicește taina acestor mari sărbători pe care, iată, cu mila Sfintei Treimi, le-am trăit și anul acest. Botezul Domnului este arătarea Preasfintei Treimi. Lumea este plină de treime, spunea un părinte, un scriitor bisericesc, acum 17-18 veacuri. Programul nostru, spunea un teolog ortodox al vremurilor noastre, este Sfânta și Dumnezeiasca Treime. Adică ceea ce se întâmplă, se petrece, se trăiește prin ca o taină în Sfântul Preasfintei Treimi, dragostea între Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, să definească și relația dintre oameni, care să nu fie alta decât tinderea noastră spre o legătură de dragoste, de îngăduință și de iertare. Prin aceasta, Harul Preasfintei Treimi să fie peste voi toți, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Un an binecuvântat, frumos și bun să ne dea Dumnezeu. Doamne ajută! În iertare botezându-te tu, Doamne, închinarea credința la ta, căcață Părintele alături de tine, după oficierea slujbei Sfințirii Apei Celei Mari, înalt preasfințitul Teofan i-a binecuvântat pe credincioși cu aghiazmă.